Salut, băsacalilor, ce faceți? Frumoși mei, ce faceți? Cum sunteți? Ați mâncat? Ai mâncat? Mai mâncat și tu ceva? V-ați hidratat? Ați băut apă azi? Sunteți bine? Vă e călduț? Ați băut o ciocolată caldă? E totul bine? Pentru că și la mine e totul bine, am schimbat culoarea. Trebuie să-mi spuneți în comentarii ce culoare vreți să pun în spate acolo. Acum am pus verde. Astăzi, frumoși mei, o să ne uităm pe niște peste niște poze unde o să ne enervăm, bineînțeles, pentru că despre asta e vorba. 34 de lucruri enervante care cu siguranță te-ar face să devii enervat. Trebuie să lăsați un like, să facem 30.000 pentru că eu să mor de cald. Știi că mi-am luat bluza, am zis să fiu așa, știi, în contrast, în ușor contrast, dar eu efectiv mor de cald, simt că nu mai pot de cald. Vă mai zic o scurtă chestie și vă las să începem episodul. Băgați-vă tot ce vreți acolo pe Photoshop, în coș, adăugați tot pentru că de mâine, bă. Mâine când vedeți voi asta, codul SNEAK20 pentru 20% reducere. Bă, e nebunie, mă ține o săptămână atâta, băgați acum repede. Voi bea o gură de apă ca să mă calmez, pentru că mor de cald pe interior și vom începe. Cred că pe asta n-are sens, o zic că cu toți am pățit-o și când erai mic. Când erai în burtă la maica ta, când erai fetus, când ai venit la grădiniță, bă, la 2 ani sau la creșă, la câteodată, atunci, bă, ai pățit chestia asta, bă. Deci cu siguranță ai pățit să ți se rupă vârful și da, să rămână panarama aia de lemn acolo. Să rămână copacul acolo să mă enerveze, mă. Mamă, deci cred că ăsta încearcă să nu te enervezi challenge video, știi cum zic? Deci ăsta e coșmarul, nu? Că adică când te duci într-o benzinărie sau într-un mall sau oriunde, știi, și vrei să te duci până la baie, bă, vere și n-au de la, știi, de-ți bagi mâinile așa sau de ții acolo, știi? Și trebuie să recurgi la asta, vere, unde când ai luat și tu sopelul ăla sau cum zice, chestia de șervețel s-a rupt în mână, s-a dus. E clar, deci să lăsați un comentariu, bă, dacă ați pățit sau ce chestie din asta ați pățit, neapărat. Eu am văzut o chestie, dar nu vă arăt încă. Vă zic doar de sentimentul ăla de rușine, bă, pe care cred că poți să fii și fată și, bă, dar sigur ai pățit odată. O dată sigur ai pățit să se întâmple asta. Să ți se rupă șosata, bă. Sau cum zic unii, soseta, sigur ți s-a rupt sosețica aia. Când ai vrut să te duci până la Tudor acasă, știi că, bă, hai până la mine, știi? Și bine, bă, hai că mergem. Bă, și în drum spre nu, bă, cred că am lăsat araga. Nu, că am niște, știi cum e, bă. Ești acolo, mamă, am crater sub papuși. De sub papuși, dacă am dat asta, să moare. Dacă noi și ca rădăcini așa de copac, știi, că am stăpânul inelor, s-a terminat. Dacă beți suc, știți bine că sigur s-a întâmplat asta odată. Să vreți să vă deschideți ăsta, știi, dar să nu mai cum să tragi că se rupe, știi cum e așa bine. Eu n-am mai băut, stau să mă gândesc, bă, o doză, deci n-am mai auzit sunetul ăsta așa de mult, bă. Deci vreau să știu și eu în momentul ăsta de ce nu fac ăștia apă la doză, frate. Bă, să trăim și noi ăștia care nu bem suc, să trăim sentimentul ăsta, bă, frumos. Asta, bă, băieți și fetițe, dacă purtați ochelari, știți că când plouă, să zicem așa, o leacă, ți se întâmplă asta și urât, șterge. Bă, eu nu port ochelari, dar știu pe cineva care poartă. Dați așa că îl chem pe profesor Octav o secundă, că el știe să vă povestească. Da, sigur că da, Lucian, sigur am pățit și eu odată, dragi telespectatori, sigur, dragi urmăritori, cu siguranță am pățit și odată, port ochelari, sunt mereu, când se aburește, băi, mamă, mi s-a urât, trebuie să-i dau jos, nu-i bine, e un fenomen al naturii, un fenomen divin pe care ador. Slujesc, sigur că da, am pățit, mereu pățesc. Acum eu, domnul profesor Octavian, profesor universitar de peste 32 de ani în învățământ, plec, îl chem pe Lucian, sigur că da. Da, deci ați văzut și că domnul profesor Octavian a pățit, adică el poartă ochelarii, eu nu știu cum e. Mamă, ce memă proastă, bă, când stau acum și mă, bă, cum îmi trec, bă, prin minte, toate porcăriile, bă, îmi trec prin minte, să mor dacă nu. Wow, deci mă doare sufletul, vere, și a luat cineva, știi, mare sandwich de la benzinărie și a zis că sigur, hai că are mâncare, că mă satur și eu. Azi, știi că am un drum de 3 ore, trebuie să mănânc, hai că-mi iau. Și când și-a luat o mea bere, ia uite la aici, să mor, i-a pus așa de fațadă, știi, i-a pictat alea, știi că nu i-a pus. I-a pictat un castravete, 2 porumbe, acolo, doar alea, știi, da, feri porumbele cu astea, știi cum. Vrei să vă mint că am pățit și eu, dar nu chiar în sensul ăsta, adică nu mi l-a pictat, că dacă mi le picta, știi, de pictam și eu, știi, așa cu una cu stânga, știi, cu dreapta, dar nu, dar a pus puțin, adică nu-i ca în imagine, niciodată nu-i ca în imagine. Asta cu siguranță ați pățit, mai ales cred că dacă aveți frați, nu știu, cel puțin așa părea, mereu se întâmpla asta cu fratele meu. Bă, băieți, bă, și fete. Eu fiind de la mai mare, știi cum ar veni? Eu trebuia să iau mereu coaja, mereu luam coaja, bă, de la prăjituri. Știi că nu că nu e bun, adică e nu, de fapt chiar nu e bun, ce zic? Nu chiar nu. Cu totul și cu totul alt gust are baia din mijloc, așa, știi că în mijloc, nu știu, parcă în mijloc e dragoste, iubire, așa e pace, știi? Acolo la sfârșit la coaja așa i-a dat, știi? I-a dat cuptorul ăla, că l-ai băgat un cuptor, a venit cuptor, i-a dat cu așa cu cărămiz, cu pum, știi? I-a stricat prăjitura, nu mai e bună. A zis omul ăsta care a inventat poza, dacă ești genul de persoane care a inventat tipul ăsta de scoci,
Nimeni nu te place, să mor. E vorba despre scociul ăsta, bă, care te nu că nu cred că se numește scoci, nici măcar nu știu ce e ăsta. E adeziv de foaie, deci eu nici nu știu ce e ăsta. Deci e groaznic, bă. Bă, deci când ai lipit și tu ceva ca omul, bă, și zici că bă și când tragi așa se dezlipește, se dezlipește la început, se dezlipește bine, știi, și spre sfârșit când ai dat așa, rămâne așa, mă. Păi vede, deci atunci nu știi, deci atunci nu că e atunci intră anxietatea, depresia, ți amintești de toți sfinții așa, deci e totul călăștorești în timp și spațiu. Asta, știi, se termină tot. Uite altă chestie, bă, ce e, bă, cu asta, bă, că mă, Doamne, că mă enervez de tot, bă. Bă, mi-am făcut clip să mă enervez, dar de fapt cam asta fac eu pe canal. Ori mă fac de râs, ori mă enervez. Adică, bă, dar de două, știi? Deci de vreo 7-8 ani tot mă fac de râs, dar de vreo 2 ani mai fac și asta, mai am și videoclipuri în care mă enervez, știi? Deci ori mă enervez, ori mă fac de râs, una din două. Mi s-a urcat decibelii neuronii la cap, adică m-am enervat așa de tare încât mă aud și eu cu e-rape când vorbesc. Eu știu că vorbesc tare, deci când mă aud acum mă aud și eu cu că mi se blochează așa în trompa lui Eustache. Poate ajung și eu ceva să avant în istorie și îmi facă ăștia buza lui Lucian, cum aș buza lui Lucian, nu sună bine, știi? Știți, mă, genul ăsta de cărți, mă, de le aveam în școală cu toate, că de unii încă le aveți acum, știi? De dezlucioase, așa, știi? Și uneori nici nu vezi prin ele, știi? Când aprinde măta mare, nu măta mare, învățătoarea mare, baba aia bătrână, știi? Când aprinde pe cucă, nu mai vede. Mamă, păi ți s-a reflectat acolo, gen mare eclipsă solară, s-a terminat. A venit Neptun sau Nicu Luna și a făcut acolo mare eclipsă solară direct cu soare, așa, s-a terminat. Pe lângă că e lucioasă și nu vezi ce scrie, bă, nici nu poți să mă zgâlești, bă, gen, nu poți. Nu mai vezi tu pe Eminescu acolo, vrei să-i faci o mustață, nu merge, bă, că e de aia de nu poți să scrii pe aia, de se duce creionul, bă. Iar o chestie de genul, cu siguranță, nici n-are sens, zic eu, adică până mi-am prins toate firele astea pe de numai asta am pățit. Nu știu cum e posibil, știi, să dai, că știi, se întâmplă, dar și când ai făcut așa, știi, s-a rupt jumate, bă, las-o, bă, încolo, bă. Ai cum, bă, bă, ai cum, bă, lăsați-o, e imposibil, bă, deci eu nici nu știu, și-a zis că-s vreo 37 de vreo 34 de poze, și am ajuns la 5. Bă, deci efectiv când postează niște oameni chestiile astea, gen efectiv îți amintești, bă, cum treci prin starea aia. Vreți să vă mint că am pățit și eu fix cu asta cu când m-am spălat pe... Vreți să vă mint? Că nu vă mint, bă, dar cu tot... Mamă, deci iarna, știi, iarna, bă, când te duci tu la baie în mall, bă, și ești cu o bludă, știi, și te speli așa, mamă, știi, aoleo. Bă, când te-ai spălat și vrei să tragi așa, știi, că încă ești așa și încă ești mamă. Bă, câte chestii sunt, bă, atât de basic, bă, și dacă ne gândim la ele, bă, s-o grămadă, de fapt. Deci eu cred că omenirea a evoluat asta de mult timp ca să ne enervăm din orice, bă, nu, că trebuie să mă duc la logoped, sincer, să mor eu. Că-s bâlbâit, s-a terminat, nu, mi-e rușine acum. Nu o să înțelegeți nimic din poza următoare dacă nu vă explic. Când ieși din duș și ți-amintești că efectiv ți-ai aruncat prosoapele alea murdare în coș și nu n-ai pus altele noi. Și vine poza asta. Sunt momentele alea când ieși cu cineva acasă și strigi, bă, leo, vino, mamă, vino, tată, dă-mi de-astea, știi cum ar veni când nu ești cu, când ești cu cineva acasă. Eu am pățit să fiu acasă și cu frate-mi și cu maică, maică mea bucătărie vorbea la telefon cu spăla vase acolo, tăia, făcea, știi, așa, și frate-mi se juca, hai pe, juca ce eu strigam acolo, hai, că n-am stat jumătate de oră, am stat de m-am uscat, nu m-am aștept cu nimic, sincer, m-am uscat așa de la sine. Deci trebuie să o fi pățit pe asta, bă, e imposibil. Da, cam asta, am terminat challenge-urile pe azi și anume încearcă să nu te enervezi challenge și încearcă să nu te bâlbâi challenge. E să vedeți, am picat la ambele, adică nu mai ai și niciun challenge, yay, ura, bâlbâitul s-a enervat, bâlbâitul nervos, sincer, de acum, așa, da, deci îmi pun la nume la canal, Snic, paranteză, bâlbâitul nervos, s-a terminat. Da, să-mi lăsați acolo un comentariu, v-am zis, cu dacă ați terminat și ați ajuns până aici, să lăsați un comentariu cu tot ce ați făcut așa, dacă ați pățit măcar una dintre pozele alea, eu dau inimă la toate. Ce să vă zic, bă, e sâmbătă când postez eu asta, Moș Nicolae, e luni, eu mai postez miercuri și nu vă prind niciodată, dar vă urez de pe acum un să fiți cu minți, de fapt, și să vă aducă Moș Nicolae, să vă pună ceva, nu ca la mine. Ca la mine Moș Nicolae nu că îmi punea, știi, dar îmi lua și ghetuți, mai aveam și eu niște ghetuți, mi le lua, știi, adică mă găseam fără, mă punea niște șlapi, știi, iarna. Na. Fiecare cu moșului, alții primesc un PS5 în ghetuțe, nu știu cum încape, dar încape un PS5, o cameră, un calculator, tastatură, tăcăști, adică darnic Moș Nicolae, știi? Dar ce să vă mai zic, veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu ca de fiecare dată v-am pupat. Pa, bă!